Sunt Dragoș de Helean, sunt un antreprenor, un antreprenor social, îmi place mie să spun, pentru că tot ce am construit ca antreprenoria, ca afacere, are o legătură cu un beneficiu social. Iar asta a însemnat până acum o mulțime de evenimente care au schimbat viața unor oameni și cel mai cunoscut dintre ele este Olimpiadele Comunicării. La ora actuală ne concentrăm foarte mult pe ce înseamnă companii responsabile. În consecință, de 6 ani gestionăm, administrăm portalul responsabilitatesocială.ro. Nu în ultimul rând, am o agenție de comunicare cu accent pe tot din nou pe responsabilitatea socială a companiilor, englezescul CSR și, în ultimul rând, comunicarea online. Cum am ajuns aici? E un drum lung, pleacă din primul an de studenție. Nu am copilărit în București, ci în Constanța. Am ajuns în București la facultate. Și dacă m-a surprins ceva, m-au surprins în mod neplăcut. Venind dintr-un oraș curat, cu străzi largi, cu marea alături, Bucureștiul e o presiune pentru cineva ca mine. Am resimțit această presiune și am resimțit-o în prima iarnă pe care am petrecut-o aici, în murdăria de pe străzi, în sărăcia pe care am văzut-o la oamenii de pe stradă, în supărările, încruntarea celor pe care îi întâlneam în metrou. Și asta m-a făcut să mă gândesc că e rolul meu, venind aici în București, să mă gândesc la soluții. Și așa a început parcursul meu în sectorul ONG. M-am gândit că o soluție pentru a progresa, atunci în 98 eram încă entuziasmați de ideea de schimbare, inclusiv schimbare politică, și am început cu o soluție pe care o vedeam eu pentru o nouă generație care să aibă nu doar valorile pe care eu le simțeam la colegii mei de generație și capacitatea, ci și puterea de influență asupra societății. Această putere de influență nu vine decât din puterea lor de a convinge. Și am ajuns la dezbateri publice, la debate, cum spunem noi acestei practici, acestui exercițiu, care este menit să te ajute să vorbești mai bine, mai eloquent, mai convingător în public. Și timp de 2 ani am participat în concursul de debate, în paralel am înființat un club de debate, tot în paralel, ocupându-mă în același timp de facultate. Cred că primul an de facultate a fost și cel mai reușit, pentru că am ieșit primul ca medie, dar în paralel mă implicam și ca voluntar în organizații precum Pro-Democrația. Îmi amintesc și acum că apar într-un calendar al lor cu voluntari. Și am dezvoltat un cerc de pasionați, de dezbateri, un cerc care de la 2-3 oameni a ajuns la 40-50, ne întâlneam în fiecare săptămână la SNSPA. Exersam această artă a discursului public și ne-am gândit că vrem și putem să facem mai mult. Am înființat ceea ce s-a numit Asociația de Comunicare ETHOS. ETHOS are o poveste interesantă, este una dintre cele 3 calități ale discursului oratoric. ETHOS-ul dă seama de buna credință a vorbitorului, pe când logos-ul este o virtute a logicii discursului, iar patosul a exuberanței. Ethos-ul am crezut noi că ne reprezintă cel mai mult credibilitatea,
și am înființat Asociația de Comunicare Ethos, asociație care a început să organizeze evenimente, întâi pentru studenți, sigur că da, evenimente formative, pe vremea respectivă oportunitățile de practică erau mult mai puține decât acum. Noi cred că am făcut primul pas în acest sens de a îi aduce pe studenții de la comunicare. Eu eram deja la o a doua facultate, cea de comunicare, prima a fost de științe politice. Deci să-i aducem pe studenții de la facultatea de comunicare în contact cu viitorilor angajatori, adică companii, agenții, printr-un concurs extrem de emoționant în care se lucra pe echipe, intrau, repet, în contact cu viitorilor angajatori. A fost o premieră în 2001, când a fost prima ediție. Treptat, acest concurs s-a dezvoltat, a ajuns să se întâmple la nivel național, s-a numit din al treilea an Olimpiadele Comunicării și implica în fiecare an în jur de 1000 de studenți. În principiu, când se întâmplau Olimpiadele Comunicării, toată industria de comunicare doar despre asta vorbea. Și era o bucurie extraordinară pentru mine și pentru partenerii mei. Am fost în consecință întotdeauna la intersecția între sectorul ONG și cel de afaceri. În special companiilor mari implicate în acțiuni de responsabilitate socială care susțineau ideile, proiectele bune. Fiind la această intersecție, tranziția către domeniul responsabilității sociale corporative a fost una naturală. Ea s-a întâmplat în 2006 și de atunci organizăm evenimente pentru, cu temă de responsabilitate socială și sigur că da, avem responsabilitatesociale.ro, care este un punct de referință pentru orice profesionist care lucrează în acest domeniu din companii, pentru orice agenție care are clienți interesați de implicarea în comunitate și pentru orice organizație neguvernamentală și, în ultimul rând, pentru studenții care visează să ajungă odată să facă astfel de lucruri frumoase, fie din postura de client, fie din postura de agenție. Bun. Câteva sfaturi? Pot să spun că a fost foarte multă muncă în spatele a ceea ce am construit. Am vorbit până acum de Olimpiadele Comunicării. Din păcate, Olimpiadele Comunicării se întâmplau în primăvară, spre vară, deci aprilie, mai, februarie, mai. S-a întâmplat, deci, ca timp de 9 ani să nu prea simt primăvara cum vine. Acum nu știu dacă ăsta e un lucru bun. Satisfacția la festivitatea de premiere a Olimpiadelor Comunicării era una imensă. Dar, pe de altă parte, au fost și sacrificii. Un sfat poate să fie acela că dacă vrei să ai parte de satisfacții deosebite, dacă vrei să fii pe scenă și să primești aplauze, trebuie să fii pregătit să faci sacrificii legate de timpul tău liber, legate de relația cu familia și iată de momente în care mai frumoasă ar fi o plimbare în parc, mă refer la primăvară. Mi-am amintesc că de multe ori de Paște făceam ultimile pregătiri pentru evenimente, filmam spoturi, video, reclame, făceam machete de presă. Sincer să fiu, dacă mă uit în spate, nu-mi dau seama, dar e posibil să-mi fi plăcut mai mult să-mi petrec timpul altfel. Dar
pentru cei care cred cu adevărat în misiunea lor, care vor să facă ceva cu adevărat de calitate, sfatul ar fi să accepte sacrificiile pe care lucrul ăsta le cere. Poți să-mi dai un moment în care etica a jucat un rol foarte important în cariera ta? Etica tot timpul a fost o preocupare, cât timp... Etica e un domeniu foarte larg, ori... aici vorbim inclusiv de datorie. Datoria e un termen etic. Tot timpul am simțit că am o datorie față de societatea în care trăiesc, față de generația mea, în ultimul rând, fără să spun cuvinte mari, față de țara în care trăiesc. Și toate proiectele noastre, inclusiv cele comerciale, cele făcute pentru clienți, din calitatea de manager de agenție de comunicare, au tot legătură cu etica. Cu etica corporativă de data asta. În schimb, dacă ar fi să-mi amintesc o decizie care ar fi putut să mă ducă în cu tot o altă direcție, a fost un moment, cred, în 2004, când mi s-a propus să preiau o funcție importantă la Bruxelles, la reprezentanța României de acolo. Cu siguranță asta mi-ar fi deschis multe orizonturi, dar am preferat să rămân aici, să nu pierd contactul cu România și să continui proiectele pe care le dezvoltasem. Aici, dacă vrei, etica s-a tradus în acest concept de care spuneam mai devreme, de datorie față de ce ai început și datorie față de cei care au crezut în tine și te-au susținut să mergi mai departe. Ce cărți îți place să citești? Aici îmi place să citesc orice, de la literatură clasică, mai puțin cea postmodernă, la literatură inspirațională de business. Trebuie să mărturisesc că în perioada liceului am fost pasionat de science fiction, am scris, am luat și câteva premii. În consecință, și la ora actuală citesc cu mare plăcere science fiction, mai mult în zona de heroic. Mi-a plăcut ce a adus nou R.R. Martin cu saga lui față de Tolkien, da, pe care îl consideram până acum o culme. Mai citesc din când în când, deci, cărți de science fiction sau de heroic fantasy, tocmai pentru a ieși din stresul, concentrarea pe care o presupune viața de business, dar mărturisesc că îmi plac foarte mult cărțile despre management, o carte care mi-a schimbat cumva destul de radical punctul de vedere a fost manager contra curentului, scos de Gallup Organization. Îmi tare să citesc astfel de cărți în măsura timpului, dar din păcate n-am scăpat nici acum de munca serioasă pentru a duce la capăt ceea ce fac, pentru că, așa cum am spus, din fericire sau din nefericire, sunt un antreprenor social, iar asta e puțin mai greu decât alte drumuri de carieră. Dragoș, mulțumim mult de toate!